Bună ziua, dragii mei, sunt Alexander Florescu și voi invit la doza zilnică de antrenament. Astăzi v-am pregătit un program pentru gluteus și anume pentru a crește masă musculară sau a vă tonifia. Pentru acest tip de antrenament aveți nevoie de două gante și o bandă elastică. Programul este format din 6 exerciții, a câte 30 de secunde fiecare exercițiu, cu 15 secunde pauză între ele. Să-i dă drumul! La acest tip de exercițiu, împingem fesierul înapoi, brațele să fie cât mai apropiate de picioare, genunchii puțin flexați în momentul când ne apuim. Tragem de umeri înapoi. Spatele să fie drept. Ducem un picior în lateral. Banda elastică pe parcursul exercițiului să fie întinsă. Face pe un picior și pe celălalt. Cobor în genuflexiune, duc piciorul spate, fesierul este încordat, spatele drept, genunchii nu depășește linia piciorului. Spatele să fie drept. În momentul când duc piciorul în spate, brațul coboară și nu ating cu talpa piciorul. Duc piciorul în spate pe vârf. Banda să fie tot timpul întinsă, spatele drept. Greutatea corpului să fie către spate. Ridicăm bazinul sus. Strângem fesierul în momentul când suntem sus și depărtăm din picioare. Sper că v-a plăcut antrenamentul de astăzi. După un antrenament greu de picioare, avem nevoie de doza zilnică de magneziu. Ceea care este importantă chiar și atunci când ținem o dietă fără zahăr, pentru că ne asigură aportul de magneziu pe care noi trebuie să-l consumăm pe parcursul zilei și cu siguranță ne vom reveni cât mai repede pentru a merge mai departe la următorul antrenament.